Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Petroșani, domnului Călin Peter Netzer, pentru calitățile morale de înaltă valoare și pentru talentul deosebit, cultivat de continua sa pasiune pentru artă, prin care a așezat România în rândul elitei internaționale a lumii cinematografice. În fața unei săli arhipline cu sete de cultură, marele regizor român, Călin Peter Netzer, a primit distinția de cetățean de onoare al municipiului Petroșani. Călin Peter Netzer a fost premiat la Berlin cu Ursul de Aur pentru pelicula Poziția copilului. Pentru felul în care acesta a dus peste hotare renumele României și al localității unde s-a născut, a fost desemnat cetățean de onoare al municipiului Petroșani. Ne bucurăm că astăzi la Petroșani avem onoarea și, sigur, plăcerea de a avea invitat și oaspete pe domnul Netzer, care nu mai are nevoie de nicio prezentare și, sigur, că pe lângă faptul că dumnealui astăzi este prezent cu premiul pe care l-a câștigat la Berlin, pentru care îi mulțumim că a dorit să fie la Petroșani pentru decernarea titlului de cetățean de onoare a municipiului Petroșani, dar și mai mult și pentru faptul că este prezent și cu filmul care a câștigat acest premiu. Cu o modestie ieșită din comun, marele regizor român, Călin Peter Netzer, le-a mulțumit petroșenenilor pentru căldura cu care a fost primit în această mică localitate în care s-a născut în urmă cu mai bine de 30 de ani. Mai mult decât atât, acesta a primit și un act de identitate cu domiciliul în Petroșani, primul act de identitate românesc pe care îl posedă. Vă mulțumesc și eu, în primul rând, pentru invitație și pentru această, cum să-i spun, cetățean de onoare această. E o distinție. Distinție, așa. Și, mă rog, sunt bucuros să mă aflu aici, să prezint filmul și aici în Petroșani, pentru că altă cale nu era, pentru că am înțeles că nu există cinematograf. Un cinematograf, săl de cinema. Poate o temă care despre care am putea discuta. Și, da, sunt bucuros să fiu aici. Am venit cu mama mea, care, mă rog, părinții sunt din zonă. Și eu sunt cetățean român, am avut numai pașaport și acum trebuia să-mi fac și un buletin și am hotărât cu ocazia asta să-mi fac buletinul în Petroșani. Regizorul consideră că pelicula Poziția copilului a avut un succes răsunător, iar acum se află în perioada de promovare. A fost foarte bine primită, drept dovadă. Am ajuns aproape la 100.000 de intrări în cinema, ceea ce înseamnă un record în ultimii 10-15 ani pentru un film românesc. În promovarea acestui film, care trebuie să iasă acum în Germania, Elveția, Italia, Austria, până în iunie, urmă vine o groază de festivaluri, Australia, mă rog, și de la sfârșitul august începe turneul nord-american. Și cu asta mă ocup și undeva în vară, la sfârșitul verii sau început de toamnă, o să încep să mă gândesc mai serios și să lucrez la următorul proiect. La finalul ceremoniei de decernare a titlului conferit regizorului român, petroșenenii au putut viziona filmul premiat Poziția copilului. Muzeul Momârlanului din Petroșani își deschide porțile Noaptea muzeelor. Urmele momârlanilor mai sunt păstrate în două muzee din Petroșani, două case autentice, vechi de peste 200 de ani. Aici, uneltele tradiționale și obiectele patrimoniale, donate de familii momârlănești, sunt expuse spre interesul turiștilor, dar și al localnicilor, momârlanii fiind un subiect prea puțin abordat chiar și în zonă. La Muzeul Momârlanului de pe strada Sălătruc o întâlnim pe tanti Elena Mălinesc, care este bucuroasă să ne spună că în noaptea de 18 mai așteaptă vizitatori dornici să descopere tradițiile momârlanilor. Bineînțeles! Deci îi primesc cu toată dragostea să vină, că dacă e o zi așa specială, eu chiar mă bucur că se ține cont de treaba asta, pentru că sunt niște lucruri care trebuie să nu le uităm, sunt ale strămoșilor noștri și eu mă bucur că am reușit să le adun și să le mai vadă și altcineva. Spuneți-ne ce pot vedea cei care vor veni aici? Deci, de la porturi tradiționale, de la instrumente ce lucrau, război, ce țăsau femeile, tot se poate vedea.
Îs cam îngrămădite, dar așa cu mici așa asta de tușuri se poate să mai și le explicăm ce nu știu și... Inițiativa femeii a luat naștere acum câțiva ani când a început să adune câte un obiect tradițional din zona Văijiului. În micul ei muzeu, cei care calcă pragul pot admira obiecte tradiționale momârlănești care au fost adunate cu greu. Nu chiar așa greu. Deci eu am avut pe patroana de aici a casei, o să zice, tu fată, tu străcați casa mea. Ba, bunică, nu ți-o străcăm. Uite, am să-ți fac un muzeu. Ba bine, fată, păi, dar eu știu ce e la muzeu, păi explică și mie ce e la muzeu și am început să-i explic. Și de atunci am tot început să adun. Și de când i-am explicat ei că ea trăia încă atunci când eu i-am explicat că o să adun, uite, din toate satele, nu-i numai de la noi de aici. Sălătruc, Livezeni, Coasta, Lunca, Mălea, Sătinoara, Dâlja Mică, era tot am... Tot ce am auzit eu că nu le trebuie și am zis să nu le arunce. Bine, sunt care m-au înțeles, sunt care nu m-au înțeles, care mi-e bine le-o da foc. Au zis că ce să le adune aici, ce înseamnă aia, nu știu ei mulți. Până n-or văzut și acum le place. Străinii apreciază mai mult tradițiile altor popoare. Pragul muzeului Momârlanului din Petroșani a fost călcat de mai mulți turiști străini decât de oamenii din Valea Jiului, de băștinași. Mai ales străinii, este o cale turistică spre Cabana Rusu și încântă, mai ales că am făcut la poartă acea plăcuță, nu știu dacă ați observat, muzeul Momârlanului, scurios și sună și intră. Și... Am avut și polonezi și ceoslovaci și nemți și italieni și toate națiile. Au fost foarte, foarte încântați, mai ales am avut niște canadieni. Deci nu știu dacă mă credeți, fiecare piesă a luat o mână și a zis, bine, mi-a zis în engleză, n-am prea început eu, dar ce mi-o translatorul, știi, mi-o tradus, am înțeles că nu cred că e adevărat. Deci sunt, cum să zic, costume naționale, tradițional, deci aici în zona. Apreciază străinii mai mult această tradiție românească decât românii noștri de aici din zonă? Da, exact, exact. Deci pe ei impresionează foarte mult. Și eu zic că foarte, foarte greu că nu ne ajută autoritățile să punem în valoare, să avem un proiect deschis. Anul acesta, Noaptea Muzeelor se derulează sub egida Anul Istoriei Locale, istorie pe care puțin o valorifică și puțin o cunosc. Primul bazin de not didactic din județul Hunedoara așteaptă finanțare de la bugetul de stat. Finalizarea lucrărilor la bazinul de not didactic de pe raza municipiului Petroșani ar fi trebuit să aibă loc în luna decembrie a anului 2012, însă, din lipsă de fonduri, totul stă pe loc. Reprezentanții administrației locale de la Petroșani își pun speranța în rectificarea bugetară care va avea loc la jumătatea anului. Din păcate, nu ne-au fost alocat niciun ban anul acesta. Poate după rectificarea din iunie, dacă ministerul va aloca bani, ar fi foarte bine să putem să finalizăm piscina școlară. Când ne mai trebuie pentru acest? În jur de 16 miliarde de lei vechi. Din bugetul, bugetul local putem suporta această sumă? Nu, în acest moment nu. Investiția este realizată în proporție de 60%, asta în condițiile în care lucrările trebuiau finalizate la 1 decembrie anul trecut. Construcția bazinului de not didactic a început în luna decembrie a anului 2011. Potrivit datelor proiectului, lucrările trebuiau finalizate anul trecut și au costat aproximativ 30 de miliarde de lei vechi, investiția fiind realizată prin fonduri de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Regulamente incomplete. Începând din această săptămână, posesorii animalelor de companie din municipiul Petroșani au interdicție în parcuri. Mai exact, aceștia nu au voie să se plimbe cu animalele de companie în parcurile din Petroșani. O altă reglementare a Consiliului Local prevede ca proprietarii să strângă excrementele animalelor. Este vorba despre o hotărâre a Consiliului Local care instituie contravenții pentru accesul cu animale de companie în parcuri și locuri de joacă pentru copii și de asemenea refuzul de a ridica excrementele animalelor de companie de pe domeniul public, care se sancționează cu amenzi între 200 și 500 de lei. În tot acest timp, în care există anumite reglementări și sancțiuni, nu există locuri special amenajate pentru o plimbare cu patrupedele. Asta deși cei de la Petroșani susțin că sunt un oraș european.
Nu există locuri speciale amenajate, însă toate locurile, exceptând cele pe care le-am spus, sunt deschise plimbării animalelor de companie, cu specificația ca excrementele acestor animale să fie ridicate de pe domeniul public. Inexistența unor zone special amenajate pentru câini creează multe neplăceri, atât prin contaminarea solului, cât și prin neplăcerile create unora dintre cetățeni prin plimbările animalelor de companie în afara unor zone amenajate. Protecția animalelor de companie și a celor fără stăpân presupune și aplicarea unor programe de informare și educare a populației, atât a adulților cât și a copiilor, privind importanța animalelor de companie, de agrement și a celor fără stăpân, dar și riscurile pe care acestea le reprezintă. RORECK vine mâine în Petroșani. Primăria și Asociația Română pentru Reciclare organizează sâmbătă, 18 mai, o campanie de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice. Acțiunea se va derula între orele 10 și 17 și se va încheia cu un bilanț și o tombolă ce vor fi găzduite la ora 18 de către Sala de Marmură a Primăriei. În Petroșani vor funcționa 4 puncte de colectare a aparatelor vechi sau defecte, și anume la Casa de Cultură a Sindicatelor, la Centrul de Colectare din cartierul Colonie, în Piața Dacia și la Pasarela CFR. În cazul deșeurilor voluminoase gen frigidere, acestea, la solicitarea cetățenilor, vor fi preluate și transportate gratuit de către organizatorii acțiunii. Mama este cea mai importantă ființă din viața unui om. În jurul acestei persoane plăpânde, dar în același timp puternică, gravitează existența familiei. Fără mamă, noi nu am exista. Mama este persoana căreia trebuie să-i mulțumim pentru faptul că ne-a dat viață și pentru tot ceea ce suntem. Asta au demonstrat și copiii de la Școala Generală numărul 1 din Lupeni, structură a Liceului Teoretic Mircea Eliade din localitate. Copiii de grădiniță, dar și elevii claselor 2-8 de la secția maghiară le-au dedicat astăzi mamelor un spectacol prin care le-au arătat recunoștința ce le-o poartă. Cei mici au fost îndrumați în acest demers de directorul și cadrele didactice ale liceului, care, cu pasiunea unor mame, le-au înseninat ziua tuturor mamelor prezente la eveniment. Au participat toți preșcolarii înscriși la secția maghiară și atât școlarii din clasele primare, cât și clasele gimnaziale. Noi spunem că a fost un spectacol foarte reușit și așteptăm pe toți cei doritori să vină să se înscrie la școala gimnazială numărul 1, structura Liceului Teoretic Lupeni, la cursurile în limba maghiară. Spectacolul s-a încheiat cu un cântec dedicat mamei, cântat cu multă bucurie și emoție de către copii, trezind și în inimile mamelor acelea sentimente. În ochii unor mame chiar au apărut lacrimi de bucurie și de mulțumire privindu-i pe copiii lor care au pus în scenă, au recitat și au cântat atât de frumos iubirea ce le-o poartă în inimă. Sentimente de bucurie și emoții au trăit și copiii privind spre mamele lor, care i-au urmărit cu atenție și i-au aplaudat după fiecare moment. Cu începere din anul școlar 2013-2014, la Școala Generală Avram Stanca din Petroșani va funcționa și o clasă specială de fotbal. Aceasta va avea 30 de locuri disponibile, până în prezent fiind deja ocupate 25. Din anul școlar următor va funcționa cu siguranță o clasă de fotbal, deci o clasă cu profil sportiv, specialitatea fotbal, la noi la Școala Avram Stanca. Deja sunt doritori, deja avem o evidență, am luat în evidență un număr de aproximativ 20 de elevi proveniți de la alte unități școlare și împreună cu cei de la noi din școală depășesc deja numărul pe care ni l-am propus noi de aproximativ 25 de elevi. Școala va fi în limita 30 de, clasa va fi în limita 30 de locuri și clasa aceasta constituie de fapt un început pentru ceea ce dorim să facem în fiecare an, și anume câte o clasă cu profil sportiv, nu neapărat o clasă cu profil de fotbal, pentru că răspundem unor cerințe mai diverse, handbal, de exemplu, sau atletism, sau în funcție de ceea ce de cererea care va fi în momentul respectiv.
Cursurile de fotbal vor fi gratuite și vor fi susținute de către profesorii de sport ai unității de învățământ.